Bună ziua! Suntem în ziua selecției pentru Festivalul Național de Teatru, ediția 27-a. Mărturisesc că această selecție oficială, pe care vă voi prezenta în ordinea alfabetică a spectacolelor, este pe măsura efortului pe care breasla noastră o face constant și foarte diferit și divers și aș spune complex. Tendința pe care am observat-o în ultimii ani și în special în ultimii 3 ani în care m-am ocupat de a viziona cât se poate de multe spectacole omenește vorbind, am constatat că atât producătorii teatrelor de stat cât și cei ai teatrelor independente produc spectacole importante. Numărul acestora este în creștere și dacă este să privim în urmă, putem observa cu ochiul liber, nu doar după selecție. Selecția pe care am făcut-o și am ținut să o fac întotdeauna are ca centru valoarea. Niciodată nu m-a interesat acoperirea națională. Nu am avut o restricție de număr, de spectacole și mi se pare pentru mine esențial și moral în meseria pe care o fac, aș spune cu pasiune și devotament, să observ dinamica fenomenului teatral. Dacă au fost ani sau ediții pe care le-am făcut în care m-a interesat o centrare din punctul de vedere al regizorului și selecția urmărea mai degrabă calitatea și punerea în evidență a muncii unui regizor, de câtva timp am schimbat perspectiva și mă interesează ce se întâmplă în fenomen ca tendințe și direcții și nu neapărat ca vârf al regiei. Dacă aș fi privit așa, probabil că lista ar fi fost mult mai scurtă. Cred foarte tare în aceste spectacole. Cred în munca mea și a echipei. Și cred că fenomenul teatral românesc este un fenomen de amploare europeană, prin, spuneam, diversitate, complexitate și, aș spune, seriozitate. În timpul pe care îl trăim, seriozitatea și devoțiunea față de profesie ajung să fie concepte foarte rare. Cred că teatrul românesc este un teatru european viu, care se caută, care își caută și își definește continuu valoarea, indiferent de vârstă, pentru că valoarea însăși nu are legătură cu vârsta. Aș vrea să vă prezint selecția din anul acesta și cu micile mele comentarii subiective pe care vă rog să mi le îngăduiți după încă un an de muncă. Selecția este, cum spuneam, în ordine alfabetică. Emoji Play, un spectacol de teatru coregrafic de Gigi Căciuleanu, realizat de Teatrul Excelsior în parteneriat cu Gigi Căciuleanu Romanian Dance Company. Amadeus, de Peter Schaeffer, în traducerea lui Adrian Solomon, excepțională, în direcția de scenă a lui Victor Ioan Frunză, cu decorul și costumele Adrianei Grant la Teatrul Metropolis din București, acolo unde funcționează o școală de teatru și o trupă care poartă amprenta acestor creatori. Aniversare, regia Alexandru Dabija, Teatru Tama și Aron din Sfântul Gheorghe, angajare de clovn de Madei Vișniec, regia Ion Caramitru, decor Florilena Popescu Fărcășanu, costume Liliana Cenean, Teatru Național Ile Caragiale din București, Artist Talk, un spectacol de Gianina Cărbunariu,
în scenografia Dorotei Curio, într-un parteneriat al Arcubului cu Asociația PIS Refractar, cu sprijinul Institutului Goethe și Ambasadei Franței la București, precum și a Institutului Francez. Veți revedea actori pe care îi cunoașteți, cu care Gianina Cărbunariu a lucrat, dar și alții cu care nu a lucrat și care vorbesc despre lumea în care trăim, despre artiști, despre ce îi doare pe unii și pe alții nu. E un spectacol în care actoria, aș spune că este la mare înălțime. Babel, un spectacol de dans, concept, dramaturgie și coreografie Arcadie Rusu, scenografia și light design-ul Hermina Stănciulescu, o coproducție a Centrului Național al Dansului București și Linotip, Centru Independent Coreografic. Susțin orice nouă apariție serioasă în profilul teatrului românesc. Linotip este un centru de dans independent, unde am întâlnit oameni cu totul extraordinari, devotați, care își pun în aplicare un program foarte ambițios și Babel cred că este vârful de lance a ceea ce au produs ei în această stagiune 2016-2017. București, instalație umană, un spectacol coordonat de Radu Alexandru Nica, după un concept de Florin Fieroiu, realizat la Arcub, Centrul Cultural al Municipiului București, un spectacol foarte dinamic, cu o trupă tânără, extrem de bine antrenată, cu un mesaj care pe mine, ca bucureștean, m-a emoționat, m-a întristat, m-a pus pe gânduri, ca locuitor al acestui oraș, unde se întâmplă să mai fie și lucruri extraordinare, dincolo de lipsuri, de tare, de întâmplări triste, dramatice, tragice, dar care marchează, cred, orice capitală europeană și nu numai. Bulgakov 17, după Maestru și Margareta, dramatizare și adaptare scenică de Benedek Jolt și Roxana Marian, în regia lui Laszlo Bociardi, decor Barta Josef, costume Kis Suzana, Teatru Național Târgu Mureș, compania Liviu Rebreanu. Camera mea frigorifică, de Joel Pomra, traducerea lui Forgaș Andraș, regia Teodor Cristian Popescu, scenografia Irina Moscu, a spune arhitect Irina Moscu, Teatru Sile Ghieti din Oradea. Mărturisesc că este o întâlnire amânată cumva cu această trupă. Este un text extraordinar, extraordinar de emoționant, de uman, pe care Teodor Cristian Popescu îl pune impecabil în scenă, asistat de această scenografă, arhitect, deja foarte, foarte prezentă și implicată în fenomen, și nu în ultimul rând de o trupă pe care am descoperit-o cu mare bucurie la acest nivel al performanței. Cafeneaua Pirandello, scenariul dramatic de Anca Măniuțiu, după texte de Luigi Pirandello, în regia lui Mihai Măniuțiu și coreografia Andrei Gavriliu, decorul Adrian Damian, costumele Luiza Enescu, Teatru Regina Maria din Oradea. Un spectacol puternic vizual și un alt fel de Pirandello. Dacă am gândit cu voce tare, de Adnan Lugonici, regia Radu Afrim, decorul Vanda Maria Sturza,
Costumele Lia Dogaru, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Este un punct important pentru acest teatru care, după părerea mea, sub bagheta lui Radu Afrin, se redefinește cu adevărat și antrenează o trupă tânără, cu o parte din ea foarte experimentată, care se bucură de colaborarea unor artiști cu multă experiență, maturi, un spectacol foarte puternic pe care Radu Afrim îl propune cumva, aș spune, cu mult curaj în peisajul din Craiova. Deșteptarea primăverii de Frank Wedekind, în traducerea excepțională a lui Victor Scoradeț, în regia și scenografia lui Vlad Cristache, Teatru Mic, București. Aș vrea să felicit Teatru Mic pentru coptarea în trupă a unor actori minunați, tineri. Mi se pare un manifest acest spectacol de care m-am atașat și pentru faptul că mulți din acest spectacol au fost puși sub lumină de ceea ce am produs acum 3 ani, musicalul West Side Story. Cred că a fost un început. Îi regăsim în toate teatrele din București sau din Cluj, angajați, iar conceptul lui Vlad Cristache m-a emoționat, m-a impresionat, m-a făcut să cred că acest text foarte poetic, extrem de trist și extrem de actual, ne poate disloca din propriile prejudecăți cu care, de fapt, ar trebui să luptăm zi de zi, indiferent în secolul în care trăim. Deșteptarea primăverii. Frank Wedekind, regia Charles Müller, decorul Helmut Stürmer, costume Ioana Popescu, Teatru German de Stat din Timișoara. Este o altă perspectivă și o altă punere în pagină a acestui text, iată, căutat, tocmai prin forța lui interioară, prin ceea ce demonstrează de-a lungul timpului și nu pot să nu mă gândesc la Deșteptarea primăverii cu care Liviu Ciulei a strâns o trupă tânără la începutul anilor 90, la Teatru Bulandra. Este un spectacol dramatic, într-o altă cheie decât cea lui Vlad Cristache. Don Juan, o adaptare îndrăzneață după Molière, în regia Andrei și a lui Andrei Grosu, scenografia Vladimir Turturică, Teatru de Comedie București, un spectacol minunat, cu actori minunați care au crescut sub ochii noștri și care în acest spectacol, puternic vizual, cred că își semnează maturitatea și mă bucur că au găsit la Teatrul de Comedie un sprijin și o deschidere cu adevărat remarcabile. Dorian, concept, regie și coreografie Oana Răsuceanu, video Iulia Rugină, Dan Adrian Ionescu, Miss Dan, Adrian Câmpean, decorul Dan Adrian Ionescu, un one-man show cu George Albert Costea și produs de Asociația Culturală Control N, pe care eu l-am văzut la un teatru, a fost găzduit și de Teatrul Odeon. Mi se pare o performanță remarcabilă a lui George Albert Costea, un actor de care mă simt atașată de când era student, un actor care are mult de spus în teatru românesc, un actor inteligent care știe să spună textul și care aici găsește resurse intuite de noi mai demult, de a-și vorbi o poveste, de a o spune cu corpul, un limbaj pe care îl dezvoltă. Mă bucur că îl puteți vedea și aici și în spectacolul lui Radu Afrim de la Craiova. Mizez mult pe
pe acest actor și iată că mizează și oameni de teatru și oameni de dans. Familia fără zahăr. Texte de Mihaela Mihailov în regia lui Radu Apostol și în scenografia arhitectei Gabi Albu. O colaborare între Teatru Mic și Centrul de Teatru Educațional Replica. Un musical cu o trupă încântătoare, cu un text minunat scris, minunat rostit, cu muzica lui Bobby Burlăceanu, un spectacol pe care Radu Apostol îl pune într-un loc care înseamnă mult pentru teatrul românesc, Replica, un loc pe care l-am descoperit treptat, dar de care în acest moment mă simt foarte atașată, pe care îi susțin, oameni care promovează un teatru, aș spune, social, un teatru care, prin textele propuse, trebuie să ne atingă. Replica, cred că a ajuns unul din centrele importante ale teatrului românesc. Familii, un spectacol de Eugen Jebeleanu, în scenografia Velicăi Panduru, Teatru Național Radu Stanca Sibiu, coproducătorii Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere și Arte, precum și Departamentul de Artă Teatrală și Centrul de Cercetări Avansate în domeniul artelor spectacolului, după părerea mea, este cel mai puternic, mai subtil spectacol pe care Eugen Jebeleanu îl face într-o armonie perfectă cu o trupă pe care o strânge cu mult curaj într-un alt fel de manifest. E un spectacol din realitatea noastră imediată și asta o să regăsiți în toată această listă, centre acute care pulsează din durere și din implicare și din gest față de ceea ce trăim, de alunecările de atitudine comportamentale, din devieri, din alunecări periculoase care ne deformează, care ne deformează gândul, viața, care usucă în noi toleranța și iubirea și care mai degrabă scot la iveală ura, violența, intoleranța, lucruri care ne sufocă și asupra cărora nu medităm și asupra cărora nu avem atitudine. Sunt în această selecție spectacole de atitudine. Iarna, de Ion Fose, în traducerea lui Carmen Vioreanu, adaptarea scenică Anca Măniuțiu, regia Mihai Măniuțiu, scenografia Adrian Damian, la Teatrul Notara București, un teatru care a avut mult curaj să lupte, solidar cu directorul lui, au făcut imposibilul, s-au întors în propriu sediu după o perioadă lungă de călătorie și de acceptare, de găzduire pe aici, pe acolo. Acest spectacol marchează revenirea după 10 ani a lui Mihai Măniuțiu în București. Acest spectacol tulburător marchează o performanță la care poate nu m-am gândit, de gest, de dans și de rostire a unei actrițe de nivelul lui Catrinel Dumitrescu, al unui actor de nivelul lui Adrian Vasluianu, Andy Vasluianu, într-o perfectă comunicare și într-un dialog emoționant cu doi actori dansatori, Andreea Gavriliu și Ștefan Lupu, un spectacol, cred, axă
a ceea ce își propune Teatrul Notara în acest moment. Improvizația de la Versailles sau Casa Maimuțelor după Molière, în regia lui Charles Tagirovski, în decorul lui Dobre Cota Iodit, Teatrul Maghiar de Stat Chichi Gergely Timișoara. Este un spectacol excepțional, cu o trupă excepțională, condusă minunat de regizor, cu protagoniști minunați. E un spectacol care m-a emoționat, n-aș spune m-a surprins, pentru că din timp în timp mă întâlnesc cu această trupă a Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara, în mare formă și aș spune foarte unită. Incendii, un text al lui Muad, foarte actual, foarte dificil, tradus de Xenofodor, în regia tinerei și foarte curajoasei Irina Alexandra Banea, scenografia lui Vladimir Iuganu, Teatru Bulandra București. Este un spectacol complicat, în care Irina Alexandra Banea știe să-și ducă actorii tineri pe drumul descoperirii toleranței, pe drumul descoperirii identității, pe un labirint care conduce către sine și ceea ce este profund în sine, și aceea este identitatea. M-a surprins opțiunea ei, în același timp m-a marcat seriozitatea cu care această foarte tânără regizoare, cu un masterat la Londra, în Anglia, a știut să țină în mână actori foarte diferiți, nu cu foarte multă experiență, pe care i-a învățat să spună un text complicat și să-și găsească o componentă matură a actoriei. Iubirea la oameni, de Dimitri Bogoslavski. În traducerea Raluca Radulescu, profundă și la nuanță, regia Vlad Masaci, scenografia Andu Dumitrescu, teatru clasic Ion Slavici din Arad, un spectacol extrem de emoționant și de sensibil și de poetic și de puternic, fără să facă nicio secundă un pas în afara rigorii și a măsurii, cu actori pe care nu-i știam și descoper minunați, coordonați perfect. Și tot iubirea la oameni, în regia Evgeniei Berkovici și scenografia Xeniei Sorokina, de la Teatrul Notara din București, o altă cheie, un alt registru, actori puternici, cu experiență, un spectacol, aș spune, mult mai dramatic, mai pe tușă groasă, al Teatrului Notara, cu o trupă în formă, motivată poate și de revenirea în spațiile și în pereții care le dau energie. În adâncuri, de Maxim Gorki, traducerea Ana Maria Radnai, dramaturgia Andraș Vișchi, regia Iuri Cordonski, scenografia Dragoș Buhagiar, Teatru Maghiar de Stat, Cluj. Este un spectacol tulburător, puternic, într-un alt cod, atât pentru Cordonski, cât și pentru trupa Teatrului Maghiar din Cluj. Un spectacol care m-a marcat la absolut toate adâncimile. Mi se pare un spectacol de trupă care încearcă acordul fin cu tipul de sensibilitate și de profunzimi al lui Iuri Cordonski, pe care nu l-aș mai considera un regizor străin, rus,
Cred că trecerea lui Iuri Cordonski de atâta timp prin teatrul românesc a lăsat urme remarcabile și memorabile, așa cum cred că memorabil cu adevărat este acest spectacol. Înaintea erei noastre, conceptul și regia Daniel Chirilă, Teatrul Luni de la Green Hours, în colaborare cu Freelancer, un spectacol care redefinește spațiul de la Green Hours. N-am văzut niciodată un spectacol pus așa. Este un spectacol mic, dacă vreți, foarte puternic, care vorbește despre ignoranța din noi, despre decalajele de timp din aceeași țară, despre lipsa de comunicare, despre absența manipulării mediei de toate felurile, despre absența pur și simplu a televizorului dintr-un sat de aiurea de aici, în care oamenii continuă să creadă că un dictator e bun și trăiește și îi aduc o sanale, un spectacol satiră, pamflet, care m-a prins pe măsură ce se derula, care m-a întristat, dar de care am simțit că am nevoie ca să-mi aduc aminte că stă în fiecare dintre noi, în putința noastră și în dorința noastră de a fi aproape de celălalt, să nu-i lăsăm departe. Jurnal de România, Sfântul Gheorghe. Scenariul și regia, Carmen Lidia Vidu. Costumele, Raluca Alexandrescu. Teatru Andrei Mureșanu, Sfântul Gheorghe. Mi se pare un demers personal important al regizoarei Carmen Lidia Vidu, care itinerează și caută puncte de redefinire a unor artiști în funcție de lumea în care trăiesc, pe care au cunoscut-o, în care au învățat să supraviețuiască. Mi s-a propus doar acest spectacol. Alte teatre nu au propus previzionare. L-am văzut la Replica la București. Am urmărit confesiunea fiecărui actor. Am completat în memoria mea afectivă lucruri pe care nu le știam despre ei. Le-am admirat puterea de a rezista. Iată un cuvânt tot mai des din iarnă încoace, dacă nu de 27 plus 45 de ani, forme de a rezista într-o societate care se autominează. Cum rezistă niște actori care poate n-au nicio legătură cu un spațiu unde ajung să joace? Cum rezistă ca profesioniști și cum rezistă ca oameni? Curajul de a se mărturisi în felul ăsta și nivelul performanței spectacolului nu se face rabat deloc. Accentul nu cade pe confesiune, ci accentul cade pe rotunjimea fiecărui rol. Cred că dă miza spectacolului de la Sfântul Gheorghe. Jurnalul lui Robinson Crusoe, un musical după Insula de Gelu Naum, în regia lui Mihai Măniuțiu. Cântecele sunt semnate de Adam Milea și decorul de Adrian Damian, costumele de Andrada Chiriac, Teatru Odeon București, care se reîntâlnește, trupa acestui teatru, pe care o consider o trupă foarte puternică, foarte variată, foarte deschisă, o trupă care cred că l-a așteptat pe Măniuțiu să revină, o trupă în care fiecare actor știe să-și respecte și să-și construiască personajul, în același timp
ridicând performanța celorlalți. Este un spectacol puternic vizual, altfel decât Insula pe care o vedeam la Cluj, un alt fel de Gelu Naum, în orice caz un omagiu, cred, față de una dintre cele mai mari personalități ale culturii române, un rebel, un geniu, un om, Gelu Naum. Karamazovii de Horia Lovinescu și Dan Micu, după romanul Frații Karamazov al lui Dostoievski, adaptarea și regia Nona Ciobanu, scenografia Peter Coșir și Nona Ciobanu, lumini Iulian Bălțătescu, costume Doina Levința, Teatru Mic București. Mă opresc o secundă pentru că este vorba aici despre recuperarea unui text care a făcut istorie la Teatrul Notara, care a făcut istorie, deci, în teatru românesc, un spectacol pe care Dan Micu, cu suportul lui Horia Lovinescu și cu contribuția pe text a dramaturgului Horia Lovinescu, pe atunci directorul Teatrului Notara, mi se pare că miza acestui text este preluată, complet readaptată și redimensionată de Nona Ciobanu și întreaga trupă la Teatru Mic. Dacă în Deșteptarea Primăverii putem să vedem trupa foarte tânără și nouă în mare parte a teatrului, aici reîntâlnim punctele de rezistență ale teatrului și când spun de rezistență mă gândesc la longevitate, la fidelitate, la devotament. Cred că Teatrul Mic pur și simplu renaște în această stagiune și renaște nu oricum. Își pune o ștampilă cu gândul, după părerea mea, la ce a însemnat Teatru Mic, construcția lui Radu Penciulescu. Sunt două spectacole foarte diferite, puternice și cred că Teatru Mic trebuie să lupte să-și recâștige sala, pentru că nu sunt un om de specialitate, dar este foarte bizar cum s-a prezentat Bulina Roșie și interdicția de a mai juca în sala mare, în foaier, de a intra în foaier, în sala mare, ci doar pe scenă. Pentru mine este o decizie extrem de bizară, pe care cred că oameni de specialitate ar trebui să o cerceteze, evident, dacă Teatru Mic dorește să ceară. Dar pentru aceste tipuri de proiecte, mi se pare că merită să te lupți. Kimberly, David Lindsay Aber, traducerea și regia Andreea Vulpe, scenografia Cristina Milea, Teatru de Comedie București, este un spectacol într-un registru foarte fin, în care nimeni nu apasă pe nicio pedală, în care toată lumea susține actoricește pe toată lumea. Este un spectacol rafinat de echipă. Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă, Radu Bânzaru, Ionuț Coman. Mi se pare că este făcut în cele mai mici detalii care să lumineze relațiile și personajele. Macbeth de William Shakespeare, traducerea Horia Gârbea, regia lui Michal Docecal, la Teatru Bulandra din București. Cred că este curajul producătorilor de a invita un regizor european. Ei toți sunt parte din Uniunea Teatrelor Europene. Docecal este un regizor important ceh, foarte serios, care a venit poate cu o citire puțin
șocantă a lui Macbeth, susținută foarte tare vizual și cred că o distribuție a Teatrului Bulandra care a meritat eforturile și depășirea, cred, succesivă a tuturor pragurilor posibile în citirea unui text de care foarte multă lume se ferește și știm de ce. Este un Macbeth actual, mai mult decât actual, în care pare că puterea egal violență și violența rezolvă totul pentru că în spate stă puterea. Sângeros, dur, un spectacol care cred că face parte din secolul în care trăiesc. Măcelăria lui Iov, de Fausto Paravidino, regia Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, Teatrul Național Vasile Alexandri Iași. Autorul este cel care a scris Boala familiei M, un spectacol de care m-am simțit foarte atașată, al Teatrului Național din Timișoara. Mărturisesc că acest spectacol m-a cucerit absolut prin știința lui Radu Afrim de a spune povești despre oameni, despre tragedii, despre disoluție, despre iubire și ură, despre disperare. Un spectacol în care scenografia Irinei Moscu funcționează excepțional, nu doar prin propunerea ei minimalistă, dar prin știința, cel puțin la noi, impecabilă. Poate numai Buhageara a mai stăpânit atât de bine ideea de videomapping. Este o multitudine de stări. Am văzut acest spectacol într-o zi de luni. Era arhiplin și foarte greu oamenii ies din această poveste. Este un spectacol de trupă, fără fisură, în care personal îi regăsesc ca niciodată, de când îi știu eu, pe Emil Coșeru și Tatiana Ionesi. N-ai tu treabă, de Cătălin Ștefănescu, după Danilă Prepeleac de Ion Creangă, regia lui Alexandru Dabija la Teatru Act, se menține această tendință, și o să vedeți mai departe, de a spune povești cu tâlc recitite astăzi, redimensionate poveștile, poate puțin închistate, în care nu mai înțelegem fiecare cuvânt al lui Creangă. Și asta ar fi o altă discuție, de ce există un tip de intoxicare cu Creangă la o vârstă mult prea mică în școli, plin de dialect. Trebuie să, dacă nu ești filolog, trebuie să-l citești cu un oarecare dicționar la îndemână. Acest text este curățat de ceea ce ne-ar face inaccesibil mesajului, este foarte actualizat și cred că experiența lui Marcel Iureș după Ivan Turbincă de a spune astfel de povești într-un alt cod al secolului nostru este foarte importantă. No Man's Land de Dani Stanovici, în traducerea lui Andrei Marinescu, adaptarea, regia și ilustrația muzicală Alexander Morfov, decorul Nicola Toromanov și gostumele Andradei Chiriac, Teatrul Național Ile Caragiale din București, un spectacol dur despre un subiect pe care îl trăim. Trăim într-o lume a unor altfel de războaie. Terorismul este o nouă formulă de război și de pericol, războaie pe care nu știm de ce le ducem, împotriva cui, de ce hăcuiesc țări și aproape le șterg de pe fața pământului și de ce puterea noastră de a iubi și de a schimba fața lucrurilor pare total anihilată.
Morfov amplifică și mai tare și miza războiului, dar și tentația umanității. El are un actor fetiș, care este Mihai Călin, secundat de Ricky Bornovski și Ciprian Nicula, generații nu foarte îndepărtate, actori care m-au emoționat prin felul în care au definit un alt fel de trupă, cu energii și vibrații, fără de care teatrul nu cred că poate să reziste. O femeie singură, de Dario Fo și Franca Rame, regia Daniel Grigore Simion, scenografia Adrian Pitica, este un one-woman show al unei actrițe pe care o consider în continuare una dintre cele mai mari actrițe, Andreea Bibiri, la Teatrul de Artă București. E forța ei de a-și căuta mereu alte drumuri și alte forme de a-și arăta talentul și putința de a-și amplifica foarte multe valențe. O intervenție de Mike Bartlett, regia Radu Iacoban, scenografia Cezarina Iulia Popescu, Teatrul Act București, un spectacol care pune în valoare prin talentul de actor și regizor al lui Radu Iacoban, o actriță pe care eu personal o consider nu doar actrița generației ei, ci actrița momentului, și este vorba despre Ana Ularu. O mie de motive, după Every Brilliant Thing de Duncan Macmillan, traducerea și adaptarea Horia Suru și Florin Piersic Jr., în regia lui Horia Suru, un one-man show Florin Piersic Jr. de la Teatru Point București, un one-man show în care Florin Piersic Jr. pur și simplu își pune la bătaie tot farmecul, toată inteligența, tot felul de a simți publicul. Este un spectacol pe care l-am văzut la Londra și nu cred că acest spectacol este cu nimic sub ce se întâmplă acolo. Este plin de umor și de ironie, foarte bine interacționat cu publicul. Poate că a fost norocul meu să văd un public la fel de inteligent ca protagonistul. Fecioarele noastre grabnic ajutătoare de Lee Hall, după romanul Sopranele de Alan Warner, traducerea și adaptarea Carmen Stanciu, și nu cred că a fost ușor deloc, regia și coreografia Răzvan Mazilu, scenografia Romana Țopescu și Dragoș Trăistaru, Teatru Excelsior București. Este un spectacol pentru mine personal care întoarce încrederea pe care am avut-o atunci când am făcut West Side Story, un musical care a trecut oarecum neobservat sau s-a dorit să fie oarecum neobservat în peisajul teatral românesc, dar din care marea majoritate a artiștilor au sărit, au devenit foarte vizibili pentru toate teatrele. Majoritatea actorilor sunt angajați acum la Teatru Mic, la Teatru de Comedie, la Teatru Național din Cluj, la Teatru Național din București. N-am să continui. Cred că este cel mai subtil și mai armonizat și mai puternic spectacol pe care Răzvan Mazilu l-a făcut în ultimul timp, după un text englezesc care vorbește despre rigorile unei școli scoțiene, despre refugiu
și evadare, despre cum îți asumi aceste lucruri atunci când vrei să fii rebel și când supapele nu mai țin și când ritualul trebuie depășit. Mi-a adus foarte multă bucurie pentru că în timp poate că și primești, nu numai și dai, deși nu e o socoteală să fie reciprocitate ca în iubire. Nu toată lumea pe care o iubesc eu mă iubește sau poate să-mi întoarcă iubirea, dar am simțit în acest spectacol ceva din energia mea și din încrederea mea în acești tineri artiști și în manifestul generației lor, se întoarce după câțiva ani și îmi dă foarte multă încredere. Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte, scenariul și regia Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, Teatrul Național Târgu Mureș, compania Tompa Micloș. Aș spune un spectacol impecabil din toate punctele de vedere, un spectacol, după părerea mea, împlinit 100% de Radu Afrim, lucrat până la cea mai mică nuanță, un spectacol care te doare de la început până la sfârșit și talentul lui și iscusința cu care îi provoacă pe actori să înghită personajele și să fie în lumea aceea despre care este vorba, cap-coadă, este un mare atu, dincolo de talent, răbdarea cu care a finisat totul și impactul pe care lumea vizuală a Irinei Moscu o compune aproape milimetric, făcând de fapt un spectacol de mare referință. Pe jumătate cântec. Un spectacol de Crista Bâlciu, One Man Show, Anda Saltalechi, de la Teatru Foc de Foc București. Da, un woman show cu o actriță pe care o știam și pe care o văd la Teatru Odeon, dar nu o știam atât de plină de rezerve interioare și de resurse ca să creeze la vârsta ei un woman show care să treacă prin vârste, complicații, tensiuni, inocențe, găsiri, abandonări de sine, drumuri închise, obstacole. Are atâta forță și cred că este atât de minuțios însoțită de Crista Bâlciu, care și scrie textul, încât cred că acest spectacol trebuie să fie văzut și am fost, repet, impresionată și bucuroasă să descoper valențe pe care nu le cunoșteam în această actriță care se lasă foarte, foarte bine coordonată de Crista Bâlciu. Împreună caută, împreună renunță, sunt foarte deschise la dialog și mă bucur că acest spectacol este aici. Playlist, un text al lui C.C. Burici Amlinarcic, un om, un dramaturg cu care aș putea să spun că am început acum 27 de ani urmărirea fenomenului teatral, un om care îmi lipsește, un privitor minunat la lumea din jur. Acest text spune altfel o poveste despre comunism, despre erori, despre noi, despre cum ne regăsim, despre falsele probleme între conaționali, în familii complicate. Mi se pare că Tudor Lucanu,
deși mult mai tânăr, înțelege foarte adânc ce propune textul, ce îi propune Cristian în text și duce, o să vedeți, cu umor și cu măsură, un spectacol care este ca o mică bijuterie la Teatrul Național din Cluj. Prințul Nefericit, de Marivaux, în regia Sânzianei Stoican, scenografia Valentin Vârlan, Teatru Maria Filoti din Brăila. Este un pariu de a spune iarăși o poveste de demult, în termeni foarte de azi, o poveste despre nefericiri și prinți, atât cât mai există ei, atât cât caută ei să iubească și să-și găsească cu adevărat iubirea. Și cred că este meritul Sânzianei Stoican că dă o anumită dimensiune neașteptată acestui text, care poate să fie învechit, prăfuit, dar care știe să-și conducă actori tineri și unii minunați spre nuanța poveștii spusă pe limba noastră de azi. Procesul după Franz Kafka, în traducerea lui Gelu Naum, dramatizarea Mihaela Panainte și Daniel Ilea, regia Mihaela Panainte, scenografia Helmut Stürmer, Teatrul Național Cluj-Napoca. Vă aduc aminte de Mihaela Panainte, pe care am mai avut-o acum câțiva ani cu un spectacol Eugen Ionesco. Este secundată, sau mai mult decât atât, de scenografia lui Helmut Stürmer și de trupa Teatrului Național din Cluj-Napoca, care acceptă, poate ca și trupa maghiară de la Cluj, care merge pe mâna lui Cordonski altfel, și ei acceptă să meargă altfel pe o propunere poate mai expresionistă, germană, mai strânsă, mai de impact și de impact vizual, nu în ultimul rând. Rambucu de Fose, o altă opțiune Fose a lui Măniuțiu, traducerea Daria Ioan, adaptarea Anca Măniuțiu, regia Mihai Măniuțiu, decorul Adrian Damian și costumele Luiza Enescu, aceeași formulă de la Oradea, de colaborare, Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara, se joacă la sala 2. Cred că în coreografia Andrei Gavriliu aici găsește să-și ducă cu adevărat mai departe tipul ei de limbaj coreografic, de dans, mult mai nuanțat, mai dezvoltat și elaborat. Și cred că este o întâlnire importantă cu Claudia Eremia, într-un alt fel de registru, un spectacol greu pe care producătorii, Teatrul Național din Timișoara, l-a susținut fără nici cea mai mică ezitare, când știți că există o dramă cu bugetele Teatrului Românesc. Directorii de teatru din țară și din București trebuie să renunțe la anumite producții pentru a satisface anumite impuneri financiare. De aceea, cred că efortul directorilor care continuă să producă și să-și ducă până la capăt un demers de manager, de management, de direcție, de tendință, trebuie susținut și cred că până la urmă de aia suntem o breazlă, să fim solidari, să ne susținem între noi, mai mult decât să dinamizăm lucruri care în timp se dovedesc neesențiale. Războiul nu a început încă, de Mikhail Durnenkov, traducerea Raluca Rădulescu, în regia lui Bobby Pricop, și decorul lui Adrian Damian, costumele Corina Boboc, Teatru Toma Caragiu din Ploiești, Regele Lear de William Shakespeare, regia și scenografia David Doiașvili, costumele Liliana Cenean, Teatru Național Ile Caragiale din București. Este un spectacol altfel,
lumea vine să vadă un spectacol altfel, indiferent de comentariile noastre, cu o mare dimensiune și umană, în care un bufon ca lui Marius Manole, cred, se vede rar, un bufon care își însoțește, spunând cu disperare adevărul, își însoțește regele, un pariu al lui Mihai Constantin și al lui Doașvili, dar îl distribui aici, un spectacol pe care sala îl urmărește și cu care empatizează de adevăratelea. Rosmersholm al lui Ibsen, adaptarea, regia și light design-ul Andrei Joldac, scenografia Andrei Joldac și Daniel Joldac, Teatru Maghiar de Stat Cluj. Cred că este un mare pariu pe care Tompa Gabor l-a câștigat, invitându-l pe Joldac să lucreze aici. Este un spectacol care mută accentul din zona închistării religioase în zona iubirii și a iubirii puternice. O să vedeți impecabil fiecare actor din această trupă, o să vedeți o actriță excepțională care a avut șansa să ajungă să joace acest personaj. O lume care este a lui Ibsen și care este și a noastră, care chiar dacă nu trăim umorile mării și ale vântului, trăim sub umorile personale între dogmă și iubire, între a ceda și a nu ceda, între a rămâne închistați în noi înșine sau a elibera iubirea din cel mai profund eu. Rovegan, textul și regia Catinca Drăgănescu, Asociația Arena și Centrul de Teatru Educațional Replica, un alt fel de poveste după Capra cu treiezi, o redefinire a temei din Capra cu treiezi, în cel mai acut și trist azi, este scris și regizat în forță cu câteva actrițe care îi se dăruiesc regizoarei și mizei textului și cred că această așezare la Replica își are cel mai mare suport. Rug, după romanul lui Gheorghe Dragoman, în regia lui Armin Petras, decorul Olaf Atman, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, coproducător Schauspiel Stuttgart, Staatsschauspiel Dresden și Wig-Hinhas. Este un spectacol care m-a câștigat prin rigoarea acestui regizor, care a descoperit două actrițe foarte tânere, foarte tinere, foarte curajoase, minunate, minunate în acest spectacol, atât de disponibile să-și joace partiturile, aș spune, până la anulare, până la topirea de sine. Este o performanță actoricească pe care cred că o datorează lui Armin Petras. Scrisor de dragoste, un celebru text care a umblat prin toată lumea, a lui Gurney, un spectacol al lui Mircea Cornișteanu la Teatreli din București, un spectacol pe care în principiu în lume îl joacă cupluri de actori mari, celebri. Știți foarte bine ce cupluri au jucat. Mi se pare că era timpul să joace și Mariana Mihuț cu Victor Rebenjuc, o poveste epistolară de dragoste, să se regăsească altfel și să comunice altfel cu cele mai minime mijloace de arta a actorului. Este o confesiune
încercare de a lăsa cumva masca jos și de a merge foarte tare unul spre celălalt, dincolo de experiență, de colaborări, poate nu atât de multe la un moment dat împreună. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după bazmul omonim al lui Petre Ispirescu, în dramaturgia lui Adrian Nicolae, care își descoperă un puternic filon de a dramatiza, scenariul și direcția de scenă Victor Ioan Frunză, decorul, costumele, recuzit Adriana Grand, Teatru Ion Creangă București. O să vedeți aici un spectacol altfel, care vine spre spectatorul de orice vârstă și poate de vârsta noastră, care știm, chiar dacă mai sperăm că tinerețea poate să fie fără bătrânețe și chiar viața fără de moarte, și urmărim cu sufletul la gură o demonstrație picturală și plină de inventivitate a lui Victor Ioan Frunză și a Adrianei Grand, însoțiți de actorii, aș spune lor, formați de ei în ultimii ani, pe care dumneavoastră și noi toți îi vedem în spectacole de Școala Frunză. Umbre, a lui Samper, traducerea Florin Gali și Iunia Mircescu, regia, scenografia, ilustrația muzicală și light design-ul Vlad Cristache, Teatrul Național Ile Caragiale din București, un spectacol foarte puternic, greu, cu mare impact vizual și actoricesc. În care relațiile dintre actori își potențează reciproc vibrațiile și valoarea. Un spectacol al lui Vlad Cristache curajos, s-a aruncat la actori mari, dar dincolo de anumite ambiții și încăpățânări, cred că reușește un spectacol foarte important din cariera lui. Aceasta este selecția pentru ediția din anul acesta. Are multe spectacole, dar nu numărul este important, ci cred diversitatea numelor prezente, artiștilor prezenți, a teatrelor care fac eforturi reale să-și construiască programe, tendințe, direcții care să scoată actorul dintr-o formă poate mai obosită, care să scoată un oraș dintr-o prejudecată și care să ne scoată pe noi din limbaje de lemn, din etichete pe care le punem prea repede. Cred în solidaritatea oamenilor de teatru, cred în valoare, cred în cred în simbolistica noului mod de a face față și lucrurilor care țin de secolul 21 și tot de secolul 21 ține un spectacol pe care l-am sărit la Litera R, tot un musical. Iată că poate am dat un semn bun în teatrul românesc că este nevoie de acest gen de musical, că actorii mulți știu și trebuie să fie coordonați în zona performanței vocii, corpului,
Și este vorba despre un spectacol de la Sibiu, Rocky Horror Show, făcut de Cosmin Chivu. Este un musical celebru pe care îl știți, dar care aici se joacă într-un spațiu foarte mic, în care cu atât mai mult tehnica inventivității și a provocării aceștior foarte tineri actori să se dedice, să se descopere, este o tehnică bine pusă la punct. Poate nu atât de bine puse la punct sunt sonorizările din spectacol, dar asta este ceva perfectibil. Rocky Horror Show a lui Richard O'Brien este un musical care merită văzut și cred că, așa cum Răzvan Mazilu și-a creat o dimensiune pe care el și-o urmează cu multă rigoare în a construi în România acestui secol. Noi mergem la Londra și pe Broadway să vedem musical și nu prea avem în România un corespondent. Aceasta este selecția. Le mulțumesc celor mai mulți directori de teatru care au colaborat foarte eficient cu mine și cu omul care m-a însoțit pe acest drum într-o muncă infernală, Simona Stoica, care îi mulțumesc pentru suport și pentru felul în care m-a ajutat să cuprind cât mai mult, să programăm cât mai multe spectacole. Cred că alți directori ar mai avea ceva de lucru atât cu această comunicare necesară fără de care nu putem să facem un puzzle, cu felul în care își programează spectacolele sau știu să și le promoveze, în felul în care știu să comunice cu mine. Le mulțumesc celor mai mulți pentru discreție și pentru felul în care, după mulți ani de meserie, am învățat să comunicăm fără cuvinte. Nu există niciun singur director de teatru sau niciun artist din România care să mă fi sunat, mă fi întrebat, dar de ce așa și nu așa, dacă ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut, am avut deschise discuții. Mi se pare că am trecut într-o altă etapă a Breslei. Vreau să urez succes echipei mele, coordonată de Aura Corbeanu, care va avea enorm de mult de lucru, dar este o echipă în care cred de ani de zile, de care m-am atașat profund, de care nu m-am simțit trădată, ci am simțit că mă susține în demersuri, pentru că altfel orice fisură ar dărâma o construcție. Le sunt recunoscătoare pentru anii petrecuți împreună și pentru cum știu să se dizolve în această echipă familie a Festivalului Național de Teatru, în care există, desigur, experiență, există orgolii, există tot ce există în teatru românesc, pentru că suntem oameni de teatru care, timp de un an sau an de zile, pur și simplu se pun la dispoziția oamenilor de teatru din toată țara. Este un pas înapoi prin care anulăm orice fel de disensiuni și se muncește enorm pentru a găsi soluții de toate felurile ca acest fenomen teatral românesc să poată fi pus în valoarea și în dinamica lui. Cred că avem o vară fierbinte, o vară grea, în care avem nevoie de suportul dumneavoastră ca director de teatru, de suportul scenografilor pentru vizita tehnică, de ideea că adaptarea face parte din jocul teatrului pe pământ, că nu există forme fixe.
Aș vrea să nu pățim ca altădată când cei mai mulți dispar și ne lasă să notăm pe uscat. Cred că acest festival național de teatru este expresia muncii noastre a tuturor, este expresia creativității, inventivității și iubirii până la capăt a celor care își fac această meserie față de meseria lor, de ceea ce îi definește și ieri, și azi, și mâine. Această ediție îi este dedicată artistului Victor Rebenciuc. Nu am renunțat niciodată ca acest Festival Național de Teatru, de când l-am făcut, și ceilalți directori de festival care au venit după, și ei s-au luptat, după mine, s-au luptat să mențină participarea aceasta internațională. Bucureștiul are un festival important internațional care e de muzică, Festivalul George Enescu, și nu are și componenta aceasta internațională. Eu am simțit că este nevoie ca în București să vină marile spectacole, pentru că aici publicul este nu doar elitist, e foarte bine informat și cunoscător, și de aceea efortul nostru de atâtea, din 2005 până astăzi, de a aduce, de a invita, și este un efort care durează un an sau doi în corespondențe, de a difuza, de a aduce și de a difuza către mințile și cunoscătorii teatrului din București, și nu numai, fiindcă vin din toată țara, ce este mai important acum. Nu doar ca să ne raportăm și să încercăm să vedem unde stăm, și e normal să faci asta, dar eu cred că Bucureștiul are nevoie și de această dimensiune teatrală, internațională. Este un efort foarte mare, poate de multe ori am fost tentată să renunț, nu știu, nu pot să vorbesc în numele celorlalți, dar consider că teatrul românesc ca fenomen are nevoie de asta, și consider că o capitală ca orașul București are nevoie ca de aer curat de această formulă internațională. Suntem prin teatru în mijlocul lumii și e bine să ne menținem acolo. Probabil că la sfârșitul lunii iulie vă vom face cunoscut și programul de selecție internațională. Mulțumim!